Este sezonul construcțiilor. S-a deschis cel mai mare depozit de agregate din Arad. Depozitul este situat în Arad, șosea Curticiului, kilometrul 4, la 1 km de centura Arad spre Șofronea. Avem disponibil la cele mai mici prețuri următoarele produse: piatră spartă, diverse dimensiuni, balast, nisip, pământ, toate tipurile de cribluri. Toate produsele dețin certificate și sunt de cea mai bună calitate. Oferim și transport pentru cantități mai mari. Pentru detalii, vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 0759837135. Vă așteptăm! Echipa Jackson Bazar. Bună seara, dragi iubitori ai sportului, și bun găsit la o nouă emisiune, repriza de sport. Această emisiune va fi dedicată în totalitate parcursului din acest sezon al echipei feminine FCC UAV Basket Arad. În acest sens, invitații mei din studioul la Strada TV sunt Marcel Urban, președintele clubului. Bună seara și bine ai revenit, Marcel. Bună seara, bine v-am regăsit. Lângă Marcel Urban este jucătoarea Andreea Fleșer. Bună seara. Și bună bine seara. Ai venit pentru prima dată la noi în studio. Mulțumesc pentru invitație. Iar lângă Andreea se află cunoscutul Dan Moraru, directorul sportiv al clubului și un om deja, cum să spun, confundat vechi cu basketul. Vechi în basket. Da. Mulțumesc pentru invitație. Felicitări pentru toată activitatea pe care ai depus-o. Recent ai aniversat nu știu câți ani de când ai început să joci basket și să antrenezi, dar vom reveni cu aceste detalii. Știți foarte bine că emisiunea se întinde pe perioadă de aproximativ o oră, iar în timpul acestei emisiuni, ca de fiecare dată, avem și întrebări concurs. Cei trei invitații mei au venit cu două premii, un șiroc pe Andreea să arate, un tricou de prezentare, bineînțeles de la echipa feminină FCC UAV Basket Arad, și un tricou de antrenament sau de ce, nu? Invers. Da. Invers. Tricou de încălzire, adică, și un tricou de prezentare. Unul de încălzire, unul de prezentare. Dar pentru cel care câștigă, probabil va fi un tricou de colecție. Întrebările le vom pune pe parcursul emisiunii și să fiți foarte atenți. Întrebările nu sunt ușoare, ele sunt de regulamentul din basket. Așa. Și cam atât. Vom vorbi despre, așa cum am spus, despre parcursul acestui sezon, despre locul ocupat în clasament, despre părerea celor trei privind organizarea de către federație a stabilirii podiumului în campionatul nostru de basket, cu aceste meciuri între prima și cu a 8-a și 2-a, cu a 6-a și a 7-a și așa mai departe, despre bugetul echipei, pentru că au avut niște înțepături din partea unor colegi de presă despre acest buget, vom lămuri și această treabă, despre suspendarea lui Marcel, care nu mai este pe bancă de câtva timp, și multe alte lucruri. V-aș ruga și pe dumneavoastră să mă ajutați cu întrebări care vor intra, pentru răspunsuri care v-ar interesa de la cei trei invitații ai mei, întrebări care vor apărea, bineînțeles, pe mesaj aici pe ecranul din fața mea. Bun, să începem atunci cu prezentarea celor trei, după care vom reveni să vă prezint și partenerii emisiunii noastre, fără de care, bineînțeles, emisiunea nu ar putea să aibă loc. Deci, să începem cu Andreea, zic eu. Andreea fiind prima care a fost la noi, care a venit prima dată la noi în studio. Am emoții când mă uit la Andreea, nu știu de ce, că e îmbrăcată cu galben sau nu știu de ce cauză. Așa, te rog să ne spui, ca de fiecare dată, întrebarea care o pun primilor invitații mei, cariera, drumul spre cariera ta, cum ai început în basket, cum ai continuat și așa mai departe, până ai ajuns aici. M-am născut în Aiud, acolo am și început basketul. La vârsta de 13 ani am avut o propunere de la liceu cu program sportiv să continui acolo pe parte de învățătură și să practic basketul. Acolo am și terminat liceul, am și debutat la divizia A, am jucat un an. După care m-am transferat la echipa din Constanța, la fel am jucat un sezon în divizia A. După care m-am transferat la Cluj, am jucat 2 ani și jumătate
Și apoi am decis și am venit la echipa din Arad. Bun, mai am neșiruit, dar primul pas care l-ai făcut a fost influențată de către părinți, de către prieteni, de către colegi, de către altcineva? La școală. Scuze-mă, iar nici talie, să zicem, pentru o basketbalistă cum e acum, nu ai. Probabil tehnica, ai mânuit bine mingea acolo, la meciuri, la orele de sport sau cum. Eram la școală și acolo s-a făcut o, pot să-i zic, selecție, nu selecție, o avem invitație, practic, da. Nu? A creat un club privat în Aiud. Acolo am jucat, chiar am jucat la un turneu de basket, mini-basket. Am participat cu ei, după care antrenorul de la Alba Iulia, directorul liceului, a dorit să unească cele două echipe. Echipa din Aiud cu 6 jucătoare, cu cele 6 jucătoare de la liceu cu program sportiv. Am continuat să facem pregătirea cu jucătoarele de la Alba Iulia, după care mi-a venit, să zic așa, oferta, să nu știu cum să-i spun, de a merge la liceu cu program sportiv, să termin acolo liceul, să joc basket, să... Am jucat și în divizia B pentru echipa din Alba Iulia și după am făcut și pasul spre divizia A. Care crezi tu că au fost calitățile tale pentru care te-a selecționat atunci și ai rămas în... Cred că spiritul de luptă, îmi plăcea mereu să muncesc, să arăt că pot, chiar dacă nu, cum a zis dumneavoastră, nu am o talie, să zic, pentru basket, dar tehnica, viteza și pe parcurs m-am și îndrăgostit de acest sport. Părinții n-au avut nimic împotrivă că ți-ai ales basketul? Părinții m-au susținut pe tot parcursul carierei mele și mă susțin în continuare și sunt alături de mine. Și normal, au zis să faci basket, dar pe lângă asta să și înveți, adică să... Da. Chiar acum o să termin și masterul. M-ai înșiruit câteva cluburi la care te-ai plimbat. Ai avut și un impresar care te-a controlat tot timpul și te-a îndrumat? Nu am avut. În perioada când... antrenorul meu de la Alba Iulia încă era, el, cu el mă sfătuiam și... Și el răspundea vestea, nu? Uite că am una bună aici, pe una Andreea Fleșer și el, așa este. El încerca să, nu știu, să mă ducă undeva unde o să cresc. Așa au zis și Marcel de tine? Da, chiar după ce am semnat la Arad, domnul Marcel mi-a dat o veste că... un antrenor chiar a vorbit. După ce ai terminat la Arad? După ce am semnat la Arad. Când a venit la Arad? Când am venit. Da, mi-a spus că un antrenor chiar a vorbit să vin aici cu ceva timp în urmă, când eram junioară, și visul s-a împlinit. Și lui Marcea nu cred că pare rău, nu? Îți pare rău? Nu, el e vorba de Nicușor Marcu, regretatul Nicușor Marcu, care... la o vârstă destul de tânără, să zic așa, nu mai este printre noi, a zis, uite, să ai în vedere jucătoarea asta, chiar cred că ți-ar prinde bine, că e o jucătoare de un caracter deosebit, e o luptătoare și cred că ar face față la echipa voastră. Noi am monitorizat-o și domnul profesor știe, ea nu știa despre asta pentru că antrenorul respectiv nu mergea să le spună lor, dar făcea lobby pentru jucătoarele lui și în special pentru Andreea și am și observat că era o legătură destul de strânsă între ei și pot să și specific treaba asta că chiar acum ai și un turneu în memoria lui pe care îl organizezi. Ai menționat faptul că ai fost prima calitate pentru care ai fost selecționat, a fost spiritul de luptă. Spiritul de luptă este primul lucru, mai ales la echipele care, adică la sportul care este de echipă, sport de echipă. Dar specific pentru basket, acum care crezi tu că este calitatea ta pentru... Agresivitatea și dorința de a câștiga. Și boxa? Bun, vorbesc având și mingea la tine. Calități. Da. Foarte, cum să spun eu,
necesare pentru a juca basket. Viteza și îndemânarea. Astea sunt calitățile, una din calitățile motrice. Baza ei este viteza. Ori nu poți să fii ambițios, rău pe teren, între ghilimele, dacă n-ai viteză. Bineînțeles. Și forță. Și forță. Forța dezvoltării. De exemplu, eu m-am uitat la acel care, la sportivul, acel basketbalistul care a făcut premierea la voi în seara. Fostul nostru Burlac, basketbalist, da? De la Vest Petru Mărat. Știu. Cătălin Burlac. Știu. Chiar că îți trebuie forță. Deci apa e tu unde mâna. Era minuscul până în el, nu? La 90 aproape. Dacă tu erai minuscul, unde eram? Era. Da. Cu barbă, chiar Burlac, nu știam de unde mă știe. Chiar am profesor, nu știu ce. Burlacu a fost, da? Da, da, da. Pe vremuri, cu Vest Petru. Da. Cu Gabi. A câștigat 4 titluri de campion cu Oradu. Da. Uite, avem și un mesaj. Primul a fost, bineînțeles, al doamna Voichița Solomie. Încă o dată vă spun, doamna Solomie, nu suntem TV Arad, suntem la Strada TV. Tot din Arad. Tot din Arad, dar alt studio. Stan Marius. Domnul Marcel Urban, aș dori să primesc un răspuns sincer și clar în calitate de suporter. La ce putem să ne așteptăm, în paranteză, mă refer ca nivel al performanței, în viitoarele, să zicem, 3 sezoane? Vom juca măcar o finală de campionat până în 2026? Vă întreb aceasta ținând cont de faptul că din ceea ce ați declarat, în fiecare an avem această problemă cu bugetul care nu este cunoscut în vară, adică în momentul în care trebuie alcătuit lotul pentru viitorul sezon. Este un subiect pe care doream să-l dezbatem puțin mai târziu. Ținem cont de această propunere, domnule Marius. Mai este un mesaj de la Daniel Bondar, Fleșer, o jucătoare dedicată și profesionistă. Iubitul tău? Nu. Bun. Am rezolvat și chestia aceasta. Până acum să caracterizăm parcursul vostru din acest an. Este un mic răspuns la ce a întrebat domnul Stern, dar vom intra și în celelalte răspunsuri tot mici și mai mari. Cine te vor, Dani, ori Marcel? Nu, Marcel, când pe el l-a întrebat, să-i spună sincer. Da, sincer. Nu, se caracterizează parcursul vostru. Sunteți mulțumiți de medalia de bronz sau nu sunteți mulțumiți? Într-un final sunt nu mulțumit, foarte mulțumit. Nu ascund faptul că ne doream să ajungem în finală, dar într-o paranteză pot să spun că cârcotașii, și să știu eu care sunt, și anul trecut când am fost în finale, tot nemulțumiți am fost. La fel, aceleași persoane, când am câștigat Liga Națională, Cupa României și Liga Europei Centrale, iarăși jucam în niște competiții de foarte slabă valoare și noi degeaba am câștigat, după că nu am realizat nimic, după părerea lor. De asta e un alt aspect, n-am venit aici să dau replici la nimeni, vreau să răspund cu sinceritate și cum spun ei, ce ne propunem în viitoarele sezoane. În viitoarele, existați, în viitoarele sezoane ne propunem accederea în primele 8. Nu vrem să fim 9, vrem să fim în primele 8, în play-off. Pentru că probabil atunci, dacă obținem un loc 3 sau un loc 2, va fi ceva wow. Dar tot așa cineva a spus, știi că dacă nu ai critici în jurul echipei, cu toate că sunt și critici constructive și obiective și dacă realiste... Dacă nu mă laude, nu-i bine nici dacă... Nici nu ne dorim treaba asta, dar ei nu știu multe detalii pe care noi nu le-am permis să iasă din interior, pentru că asta însemna să slăbim unitatea echipei. Sunt niște informații care trebuie păstrate în familie. Cine poate să le citească și jucătoarele și adversarele și tot? Pe parcursul unui sezon se pot întâmpla foarte multe urcușuri și coborâșuri. Nu poți să-ți îndeplinești în totalitate obiectivele propuse. Noi chiar ne-am dorit să ajungem în finală, ca și anul trecut. Și anul trecut am ajuns surprinzător, în părerea multora, în finală, dar au fost total nefericiți acele persoane că am pierdut finala în meciul 5 împotriva cui? Totuși, împotriva unei echipe care domină de 8 ani de zile campionatul. Și ei ne întreabă când vom opri această echipă. Nu o să vin să aduc în discuție bugetele, pentru că o să zică că mi-a și fost atras atenția după meciul din
cu Rapid, ultimul meci când am câștigat medalele de bronz, nu mai încep să spun nimic de buget, că nu bugetul face performanță până la urma urmei. Și m-am abținut, am zis că nu o să mai povestesc de bugete, dar să știți că bugetul este un factor foarte important în viața unei echipe, pentru că există o masă de jucătoare pe care le poți achiziționa. Și atunci eu spun că de ce să facem o paralelă în fotbal, că toată lumea se pricepe la fotbal, sau să facem o paralelă în basket. De ce Sfântul Gheorghe nu ajunge în Euroligă de atâția ani de zile? Se oprește doar la se oprește la național, poarta Euroligii la și național. A făcut o figură frumușică, dar nu a câștigat încă a doua competiție Eurocupă, cu toate investițiile masive care se fac acolo, că totuși bugetul nu vorbește, dacă o să luăm pe bugete. De ce nu ajunge să se bată cu marile forțe ale Europei? Uitați, tocmai asta este problema. Competența sau incompetența nu ne poate pune nimeni în frunte niște persoane care nici măcar nu și-au realizat viața lor personală. Dacă să cunoască detaliile noastre din echipă de-a lungul timpului, de-a lungul unui sezon, pentru că dacă se uită cum am început noi, cu ce lot am început, care pe parcurs l-am actualizat și l-am îmbunătățit conform posibilităților noastre. Noi nu putem să semnăm niște contracte cu jucătoare fără să avem acoperire și fără să le asigurăm lor stabilitatea financiară. Și celorlalte din lot care... Păi imaginați-vă acasă să aveți o pensie limitată de 2000 de lei și să vă vină gazul 1000 de lei, curentul 1000 de lei și toate celelalte cu cheltuieli să vă depășească bugetul. Ce faceți? Nu intrați în trepidații. Tocmai asta, noi nu vrem să avem probleme cu jucătoarele și chiar de fiecare dată credeți-ne că pierd cu domn profesor ore, zile, săptămâni calculând fiecare chițibuș. De câte ori ați refăcut, domn profesor, bugetul doar pentru sezonul ce vine? Haideți să vedem și părerea Să spună, domn profesor, durerile noastre. Nu pe Marius să-l lămuresc, vreau să lămuresc pe cei care normal să nu știe cheltuielile acestei echipe. Și nu numai a noastră. Aceleași cheltuieli le are și Sfântul Gheorghe, aceleași cheltuieli le are și Constanța, și Rapidul. Le-am dat pe aceste trei, care oricum au și ei probleme de buget, dar nu ca noi. Și atunci, să vă spun ceva. Anul acesta am primit 1.300.000 de lei în prima fază, primul proiect al anului de la primărie. Dar anul trecut am primit tot 1.300.000 ca și sumă la proiectul care noi l-am cerut pentru susținerea acestei echipe. Să specificăm că toți acești și bani, indiferent de echipe, vin pe baza unor proiecte. Normal, nu pentru faptul normal. Că nu, facem proiect. Asta. Și acum, imediat, aduc aminte ce se întâmplă în anul acesta. Inflația este aproape de 20%. Deci 20% din 1.300.000, nu știu cât face, dar oricum e mai puțin. Echipa este cantonată într-o locație pentru care noi plătim chirie și utilități, la care proprietarul a venit și ne-a spus că la inflația de acum trebuie să mărim chiria. Și gazul și curentul este mai scump ca anul trecut, mai scădeți în afară de, cum să spun, inflația care este în toată România, mai scădeți și aceste cheltuieli pe chirie și utilități tot din 1.300.000, deci practic anul ăsta nu mai avem 1.300.000, poate ne apropiem doar de 1.000.000. Mai departe, la contractele de activitate sportivă s-a mărit impozitul, s-a dublat. Mai scădeți încă 18% din impozitele care le plăteam acum un an pe salarii. Opa! Și noi zice, ăia se plâng de... Suma de, cu care se plâng de când au bani și când acolo au aceeași bani ca anul trecut. Da. Deci, și atunci, mai departe, și cu asta termin, ca să nu
Da, nu, pui capul la oameni să zică că cine știe ce bazaconii spun. Și atunci, noi, în afară de chirie și, eu știu, participare la competiții, plata avioanelor la... deci noi trebuie să asigurăm întâi participare, echipamentul, plata agenților, taxe și impozite, transportul, cazare, medicamentație și după aceea ia să vedem cât ne-a rămas pentru salarii. Și dacă vreți eu vă spun și cât avem bugetul pe lună, care este cam de 2 ori jumate, 3 ori mai mic decât bugetul pe lună la salarii al acestor 3 echipe care le-am pomenit înainte. Ca să fie reușit. Vreau să scot în evidență că noi nu suntem echipa care beneficiem, că o să existe aceste reproșuri, sigur, o să vină cei foarte documentați, nu trăim doar din banii de la primărie 2300. Am primit și de la Consiliul Județean, Universitatea Aurel Vlaicu, prin Clubul Sportiv Universitatea Arad, FCC-ul, care este partenerul nostru privat, în care, ca să obții un proiect de la primărie, trebuie să vii cu contribuție de 10% la proiectul respectiv, că pe legea 350. Toate lucrurile astea se leagă. Cum? Deci, ca să obții banii de la primărie... Da. În proiectul pe care îl faceți către ei... Noi trebuie să demonstrăm. Cu minim 10% ca să primești. Și cei 10% trebuie să vină din alte, din mediul privat. Dar de unde știți cât primiți la primărie ca să faceți 10%? Noi punem un proiect, estimăm. Da? Să zicem, cerem 2 milioane, noi asigurăm că la cei 2 milioane avem de unde să punem cei 10%. Mm-hmm. Înțelegeți? Deci, e un proiect, nu este foarte ușor de realizat, în care să intri pe toate capitolele respective, să estimezi, neștiind că în viitor ce se va întâmpla, ce lege se va schimba, ce se vor scumpi. Păi imaginați-vă, noi, anul trecut, când am făcut proiectul, cât era motorina pentru transportul nostru? Îmi place numai asta cu mașină. 4 lei și ceva. Anul ăsta, când mergem, e 7 lei și... S-a dublat. Da. Știți ce transport înseamnă asta? Pe lângă faptul că eu conduc de-mi sar capacele. Și stop, scuză. Eu n-am fost la 3 sau 4 deplasări, că n-am avut loc. Că am mers cu o mașină mică și un microbus de 8 locuri. Ca să nu plătim o închiriere de microbus ca să mergem cu toții, care costă 10.000 de lei aproape. Bun, nu, vreau să nu uit ideea. Vorbea de ce 10% care trebuie să îi asigurați. Dar voi, dacă aveați un partener sau un sponsor care oferă o sumă mult mai mare, puteți cere atunci la primărie o sumă mult mai mare ca să puteți acoperi? Și nu văd. Nu-i sigur că vă dă. Nu sunt alocați bani pentru sport. O entitate, deci la sport se alocă, să zicem, 10 milioane de lei. Dau o sumă ipotetică, da? E, din ăștia, zic o sumă rotundă ca să se înțeleagă, din ăștia 10 milioane, o entitate sportivă nu poate accesa mai mult de 33%. Indiferent care e aia, că e UTA, că e CIMU, că e... Dacă se alocă 5 milioane, atâta primești. 33%. Poți să duci... 1,5 milioane. Foarte bine veniți banii din privat. Dar repet și din nou mă repet, nu vreau să obosesc lumea și n-am venit să ne plângem, dar trebuie uitați să ni se pun întrebări și lumea trebuie să cunoască că aceste detalii noi nu avem unde să le transpunem prin presă, prin... Și oricum, indiferent ce zice, o să fie contradicții, pentru că nu sunt documentate persoanele respective și nu o să le dau la toate... Nu avem timp să le dau la toată lumea răspunsuri. Din cauza asta, legea sponsorizării nu creează facilități fiscale pentru mediul privat în condițiile actuale de austeritate să vină să-și deschidă punga către un club sportiv în care, vedeți cu cine ne punem? Ne punem cu echipa din Sfântul Gheorghe, care este sufletul orașului din Sfântul Gheorghe. Mai nou, și echipa de fotbal, au două echipe reprezentative în care investesc foarte mulți bani. Alocă, nu investesc, că n-au ce să câștige, decât alocă, să cheltuie, da? Echipa din Constanța, care s-a transformat în CSM, CSU Constanța, deci două entități, echipa primăriei cu echipa universității de acolo, Rapid București, care este susținută de un minister al transporturilor, deci nici una dintre ele nu au situația noastră. Situația noastră este că noi, pe lângă banii ce avem din mediul public, pe legea 350, aducem mult mai mulți bani din mediul privat față de toate celelalte echipe.
Asta este diferența dintre noi și celelalte echipe. Este foarte greu să te lupți cu un minister, cu o primărie sau cu o universitate care are exclusivitate întreține o echipă de basket. S-ar putea că de curând să revină în topul echipelor datorită faptului că scapă de o pedeapsă de la Federația Internațională de Basket, vine și Târgoviște, care a fost... CSM, din nou. CSM, din nou. Andreea, noi tăcem și ascultăm. Cum vă simțiți voi, jucătoare? Sunteți mulțumite, într-un fel, ce vi se oferă și ce vi se cere în comparație cu ce vi se cere? Da, condițiile sunt... Ei încearcă tot timpul să... ne ofere cele mai bune condiții. Ținem de promisiuni. Te rog, și te înțelege, nu, da. Nu influențați răspunsul, Andreea. Da, și noi, adică ei doresc să facă ca noi să ne gândim doar la ce avem noi de făcut, adică să dăm, da, să fim pe, să fim, da, acolo, în teren, să nu ne gândim la bine, mai sunt chestiile și din afară. Mai câte, nu? Eu cred că munca lor chiar dă roade și chiar muncesc din greu să ne ofere toate condițiile. Hai, ca strategie, toate problemele se opresc în birouri. Nu cred că ele vreodată și poate să confirme sau să fie întrebate în medii prietene și amicale în altă parte, nu în emisiuni, dacă există probleme de credibilitate. Și poate să spune ea de când a venit la Arad sau toate celelalte, dacă a întârziat o zi salariu. Nu? Bun. Uite, haideți să mai citim niște, că sunt niște dispute aici la mine pe calculator. Domocoș Alexandru, liderul formației de care susține din tribună cu doba aia mare, aș vrea să știu dacă și pe mine mă consider unul dintre cârcotași. Nu știu cui aduce, pune întrebarea. Mie, Alexandru sau lui Marcel? Dar după aia vorbim despre această întrebare. Tot el spune câte dintre actuale jucătoare vor rămâne și pentru sezonul următor. Asta e bună întrebare. Așa, Marius Sfârghiu, felicitări fetelor, conducerii și sponsorilor pentru parcursul echipei din acest Marian, an. Marian, probabil, Sfârghiu. Marian Sfârghiu, da. Salut. Otilo Kishdjörgy. La mulți ani, Gheorghe, am înțeles că a zis. Sfântul Gheorghe la catolic. Să nu vorbești de șepți și, în paranteze, rezultate bunicele, că de ani de zile nu arătați nimic. Da. Cum nu ați arătat nimic? Că tot pe podium, acolo sunteți aproape. Constantin Traian Igaș. Succes în tot ceea ce faceți pentru sportul arădean. Îl salutăm pe domnul Igaș și mulțumim pentru invitațiile care domnul Alexandru sare în apărarea voastră și spune Otilo Kishdjörgy, de ce te bagi în seamă? Domnul Coș Alexandru, hotelul în care aveți sediul, cui aparține? Notați-vă. Florin Bunduruș, mult succes în sport și salvați UTA Arad. Salvați, nu știu cum ați putea. Îi susținem din toate puterile și suntem alături de ei. De multe ori și din tribună când avem timp. Deci, domnul Coș Alexandru, întrebarea se adresa lui Marcel în ceea ce privește cârcotașii. L-ai considerat vreodată cârcotaș pe... Nu îl consider cârcotaș pe Șoani, pentru că el vorbește de multe ori... Ce are pe inimă direct. Mai mult gura era la el, pentru că sufletul e bun. Că știu că e un pasionat și ține cu echipa noastră. El este un băiat sufletist care... Am stat de foarte multe ori de vorbă cu el și sunt sigur că a înțeles. De multe ori mai deviază el în mantinelă, neștiind detaliile. Dar cum a venit și ultima dată după meci, a strâns mâna și a zis să nu ne supărăm între noi, cum sunt eu pasionat prin atitudinea mea nebunească câteodată pe care o am la meciuri, așa e și el ca și suporter. Și... Uite, ne luăm cu vorba și n-am pus nicio întrebare concurs pentru premii. Hai să dăm primul premiu. Atenție! Prima întrebare, să fiți foarte atenți pentru... Și nu vă grăbiți până nu încheie eu ce vreau să vă spun. Și dacă nu vine răspunsul complet, să știți că nu vă putem acorda premiu. Atenție la întrebare! Joacă două echipe, A și B, basket, bineînțeles. Dacă un jucător al echipei A marchează din greșeală, accidental, în coșul echipei lui, ce decizie se va lua? Nu vă grăbiți să scrieți. A. Dacă răspundeți că cele două puncte se vor contabiliza, să specificați în favoarea cărei echipe
și cărui jucătorii se vor atribui cele două puncte acolo pe raportul după meci. B. Mai puteți alege o variantă de răspuns și anume cele două puncte nu vor fi atribuite nici unei dintre echipe. Dacă alegeți A, îmi explicați de ce A, dacă alegeți B, spuneți nu se atribuie nici unei dintre echipe. Mai repet? Hai să repet. Joacă două echipe A și B. Dacă un jucător al echipei A marchează din greșeală în coșul echipei lui, ce decizie se va lua? A. Dacă răspundeți că cele două puncte se vor contabiliza, să specificați în favoarea cărei echipe și a cărui jucătorii se vor atribui cele două puncte. B. Mai puteți alege o variantă de răspuns și anume cele două puncte nu vor fi atribuite nici uneia dintre echipe. Eu aștept aici răspunsurile dumneavoastră, care răspunde primul și corect. La sfârșit, când voi face contabilizarea, dacă sunt la contabilizarea răspunsurilor, o să iau legătura cu dumneavoastră telefonic. Bun, Florin Buduruș, am citit cu Salvațuta, n-avem treabă aici acum la basket, am salvat-o noi, ce să facem? Apropo, voi, acum tot să spun întrebarea Marcele, un pic totuși ajută, de ce nu aveți voie să faceți intrare bilete cu bilete, sau cutia milei acolo? Nu, că părem destul de, totuși suntem o echipă care se respectă, dar ca să punem bilete, noi suntem un ONG fără să generăm profit, da? Și deci tocmai sunteți ONG și voi? Da, și da, da. Noi ne-am dorit să dăm drepturile de vânzare sau să luăm să fiscalizăm biletele, dar e prea mare efortul pentru și birocrație a ne crea un avantaj din punctul ăsta de vedere. Avem în vedere acest lucru să-l facem în mediul online, în care să fie un sistem cum e și la Rapid București în momentul de față, în care fiecare își vor accesa online să-și rezerve locul în tribună, dar mai avem puțin de lucrat la, deci la acest aspect. Avem în vedere acest aspect. Pentru că dar până acum nu exista rentabilitate și noi doream în primul rând să fidelizăm foarte mult spectatorii și pentru, credeți-mă, am avut această experiență, când puneam 5 lei, se înjumătățeau spectatorii. Pentru noi spectatorul e vital. Ne-am câștigat foarte multe jocuri și prin prisma asta vreau să revin, pentru că eu respect spectatorii din Sfântul Gheorghe și apreciez cât de mulți vin la meciuri, cum de fapt vin și la noi la meciuri. Și aș pune o întrebare a domnului Otilo, dacă chiar nu contăm pentru ei, de ce se uită la această emisiune? Înseamnă că și-a răspuns singur că contăm pentru ei. Doi, când s-a simțit mai bine când a jucat finala cu noi, când a fost tribuna arhiplină și la noi și la ei, sau cu Constanța, când au fost premiați cu titlul de campioană, pentru care îi și felicit ca un management. Deci ești din Sfântul Gheorghe? E din Sfântul Gheorghe respectiv, bineînțeles, că de-aia ne-a și pus această întrebare. Au primit titlul de campioană într-un anonimat total în Constanța, cu sala arhigoale. Cum să convingi o televiziune, mergeți dumneavoastră Strada TV să transmiteți o finală cu sala goală, fără reacția publicului, fără... Mergeți prieten cu tine. Da. Ați văzut finala noastră mică cu Rapid, ce s-a întâmplat în sală? Păi chiar era pe limbă întrebarea, sau nu întrebarea, constatarea că parcă mai mult te-ai bucurat că ai câștigat o finală pentru locul 3 decât dacă ai fi pierdut. Păi există și o legendă. Pentru locul 2. Cineva spunea, locul 1 e fericit și locul 3. Că au câștigat locul 2 și locul 4 au regrete. Au regrete. Da. M-a rămas datorul la careva cu răspuns? Nu. Apropo, de ce ai de profit, pentru că sunteți ONG-uri. Da, într-adevăr, n-aveți voie să faceți profit, dar profitul pe care îl luați pe bilete îl puteți consuma prin salarii, prin mâncare, prin transport, prin așa jumătate. Există, dar domn profesor, câți angajați suntem în club? Domnul, că noi ceilalți 8 luni pe an avem contract de activitate sportivă. Deci singur angajat la Revisal este domnul președinte și noi suntem cu contract de activitate sportivă, adică intrăm în regula
activităților independente, ca artiști, ca drepturi deci de autor. Deci noi trebuie ca... să strângem așa de mult lucrurile în care să avem cât mai mult buget de salarii ca să facem o echipă cât se poate de competitivă. În momentul de față nu există premizele de a crea situații în care noi să concurăm cu ceilalți la nivelul de ofertă de salarii pe care ei pot să o ofere. Nu există. Avem și din banii primării, există o limită în care putem să facem salariul maxim brut. Înțelegeți? Deci situația este așa de calculată și când mergem în deplasare, domnul profesor, că lumea nu știe câți bani avem alocați masa unei sportive zilnice. 80 de lei pe zi. Mic dejun, prânz și cină. Mergeți da. Dumneavoastră cu 80 de lei pe zi cu echipa undeva? Și asigurați-le la niște sportivi. Păi merg odată, după aia nu mai vine echipa. E, diferența trebuie asigurată din mediul privat, adică din cealaltă parte. Că nu ai cum. Da. Cum poți să asiguri? Mic dejun, prânz, cină cu 80 de lei pe zi. Acum mai pus pe discuții și vreau să fac o paralelă, deși nu prea, dacă vrei răspuns, dacă nu, nu. La UTA cu investitorii, voi, dacă ar veni vreun investitor, fiind ONG-ul vostru, ați fi de acord ca să îl dați și voi să plecați? Pe loc. De ce? Imediat. Pentru că să știți că, acum să nu zic eu, să povestească, domn profesor, azi am avut o discuție, ce trebuie să facem noi săptămâna asta, domn profesor? Spuneți dumneavoastră. Nu, stai puțin, că n-am specificat. Deci, să vă oblige să plecați și să nu mai aveți niciun loc de muncă acolo. La ONG-ul respectiv. Nu vreau să aduc atingere sau să fac nici, probabil că e o întrebare capcană, dar eu o să fiu sincer. Da. Nu e întrebare. Noi nu se ține de scaun. Dacă noi doi, și acest lucru e demonstrabil, în momentul de față fac o ofertă publică, să vină cineva să ne înlocuiască și predăm echipa cu bune și fără rele, că rele nu are, credeți-ne. Bun, agat, atât trebuie să spun. Și mai mult decât atât, dacă vine cineva și crede că nu se pricepe în totalitate, și cred că și Marcel și eu rămânem dacă vrem și îl ajutăm. Nu asta era ideea. Nu avem nevoie să rămânem, pentru că probabil cine vine, vine cu... Dacă vrea să plecăm, plecăm. Nu e o problemă. Echipa lui de manager. Haideți să vedem ce răspunsuri am primit aici la întrebare. Și că... mai puțin, sunt multe aici. Unde am rămas? Așa, la Marcel, Victor Andrei, Victor Andrei, în favoarea echipei adverse. Nu-i complet răspunsul, este deloc. Domnul Coș Alexandru, în favoarea echipei adverse și în dreptul jucătoare care și-a dat autocoșul. Păi nu poate să fie coș pentru centrale. Dacă e pentru adverse, nu poate să scrie în dreptul jucătoare care și-a dat de autocoșul. De la deci, o trecem pe tabelă la adversar. Cosminuț Coș. Coșul contează 2 puncte și va fi înscris pe foaia oficială ca fiind marcat de capitanul echipei adversare. Corect. Asta este răspunsul. Nu adversarului. Păi capitanul. A greșit. Coșul contează 2 puncte și va fi înscris pe foaia oficială. 2 puncte pentru cine contează? Dar n-a scris pentru cine contează. Da, zis de echipei adversare. Mai citiți odată, că n-am înțeles. Ție întrebarea? Răspunsul lui Cosminuț Coș. Coșul contează 2 puncte și va fi înscris pe foaia oficială ca fiind marcat de capitanul echipei adversarilor. Așa. Așa e bine. Da, așa da. E bine. Dar n-ați spus adversarilor. Da. Deci va fi... Deci da, corect, așa este. În favoarea adversarilor. Da, și în dreptul capitanului de echipă. Pentru că a fost înscris, că dacă era înscris voit, cu intenție, nu mai se punea. Ba da. Nu. Și cu intenție. Nu. Cu intenție nu. Dar cum demonstrați că cu intenție? Nu e adevărat. Ba, dar îți arată regulamentul, că m-am uitat acolo. Sau poate e regulamentul mai vechi. Nu. Deci regulamentul aici vechi. Aici se spune accidental, deci dacă marchează accidental. Dar tocmai de aia nu se specifică nici cu intenție. Accidental. Eu am trăit. Vorbim după emisiune. Dar e răspunsul bun al lui Cosmin Scoș. Așa, Victor Andrei, așteptăm un shop cu marca clubului. Urmează. Atila Kishdior revine. N-a fost goală sala. Am fost acolo și nu trebuie subapreciate rezultate din Euro Cup
8 victorii. Nu, îi felicit pentru asta, Doamne ferește, n-am subapreciat și ei știu că i-am și felicitat și pe conducerea clubului. Au avut un parcurs în Eurocupul Oameni, eu vorbeam că își doresc să meargă în Euroligă. Au rămas doar la poartă. Îmi doresc să ajungă în Euroligă cu o echipă românească. Nu minimalizez cu nimic. Bun. Timi, a, în favoarea echipei adverse contând 2 puncte, dar nu este incomplet, nu scrie incomplet. Cui vor fi acordate pe foaie cele 2 puncte, în dreptul cui se scrie? În dreptul capitanului. Bine, dar n-a scris, așa, temea, da. n-a mai scris. Da. Tania Melinda, varianta A, cele 2 puncte se acordă adversarului, coșul înscris se atribuie adversarului care l-a marcat pe cel care a înscris. N-am înțeles. Nu. Da, eu am înțeles. Deci cine l-a apărat? Nu poate să fie pe cel care a scris, că ăsta este din echipa cealaltă. Dacă punctele se acordă echipe adverse, nu, Andreea? Nu poate, dacă tu îți dai autocoș... Da. Melinda, vorbim după. Deci dacă tu îți dai un coș în propriu, accidental, deci fără să vrei, nu o să-ți treacă ție, că ai dat apari cu 2 puncte mai mult. Domnul Ocoș Alexandru, nu mi-am primit răspunsul la întrebarea cui aparține hotelul. Acum vine, răbdare, domnul Ocoș. Cui aparține hotelul? Unor persoane private. Sunt trei proprietari la care avem contract. Tu nu cred că proprietarul hotelului vrea să-și audă numele aici? Nu, nici nu avem îngăduința asta. Nu. Da, n-aveți. Deci este un hotel privat. Nu e niciunul din conducerea... Asta probabil vrea să... Nu l-am chirie atunci. Deci s-a dat primul... Hai să mai vorbească și Andreea puțin. Te rog, e atmosfera de ne... V-ați bucurat de medalia de bronz? Hai, spune-mi, ce ai fi vrut? Să pierzi finala sau că ați câștigat medalia de bronz? Cu siguranță aș fi vrut să joc o finală, la fel cum am jucat și sezonul trecut, dar cred că și să câștig, dacă am ajuns să jucăm finala mică, să câștig medalia de bronz. Cred că este încununarea muncii pe care am depus-o cu întreaga echipă și nu numai cu echipierele mele și cei din staff care muncesc zi de zi pentru tot ce avem. Da, îți place publicul arădean? Da, chiar m-a impresionat și ne dă o energie... Este uimitor și chiar am observat în meciurile din Euro Cup când am jucat, parcă le simțeam lipsa când am jucat în afară. Și în țară când mergeți. Și la fel și am vrut să punctez când am jucat în Euro Cup, mă așteptam poate pentru că a fost prima participare, să văd ce public au ei și chiar... spuneam colegilor că îmi este dor de publicul de acasă și de meciurile când jucăm în sala din Arad. Noi când jucam fotbal eram 2 sau 3 într-o cameră, cam aceeași. Același principiu este și aici, vă pune cam același grup în aceeași cameră unde dormiți voi sau fiecare dorme singur? Dormim cu încă o colegă, câte 2 în cameră. Aceleași? Și în deplasări, dacă mergeți și stați peste noapte undeva? Vorbim de deplasări. În deplasări, da. Aici fiecare are, la noi, la hotel. Aici, la hotel, fiecare o singură, singură stă în cameră. Fiecare cu locuința ei, sigur că da. Noi suntem profesioniști. Cu cine te înțelegi mai bine în echipă? Cu toată echipa. Cred că trebuie să avem o relație bună în cadrul echipei și... mai ales că trebuie să lucrăm, este un sport de echipă și trebuie să fie o înțelegere, să fim ca o familie. Bun, asta din punct de vedere sportiv, dar mai aveți și discuții din astea private, din viața voastră. Ai vreo colegă care te destăinui sau ea ție, sunt mai apropiate cumva? Cred că, da, fiecare are câte o colegă la care, nu știu să zic, povestește, dar cred că capitanul de echipă, Branchița Hadzovic, este lângă noi mereu și chiar am simțit asta când am venit de la Cluj, am venit în, să zic așa, la mijlocul sezonului precedent și a fost mereu lângă mine, să spun așa, oarecum să mă încurajeze și să
pot să mă acomodez cât mai repede la noua echipă. Bun. Mai pun o întrebare generală, pentru că trebuie să dăm acum și celălalt premiu. Mai sunt aproape 14 minute până terminăm. Dacă vă place sau sunteți de acord cu sistemul acesta de desfășurare a campionatului feminin de basket din România, dacă nu se face, de ce nu se face ca la fotbal, să zice? Ultimele două, da, și, dar nu să se, și ultimele, adică play-off-ul să se desfășoare, n-a sistemul jucați voi play-off-ul decât la fotbal. Vă plăt? Nu aveți alte idee să propuneți acolo? Păi eu zic că fotbalul s-a luat după noi. Da. Da. Nu? Că ei erau cu play-off și play-off. Play-off-ul este un sistem de la profesioniști americani. S-a introdus și în basketul de amatori, care îi spune de amator, dar practic e făcut tot de profesioniști, în sensul că și echipele din Europa care joacă în Euroligă, tot profesioniști sunt jucătorii, dar așa se zice basket amatori, față de basketul profesionist, care ăla este mama și tata profesionismului în basket. După părerea mea, pentru că am prins toate sistemele din România de cum s-a desfășurat campionatul de divizia sau Liga Națională acum, apropo, în ediția 2012-2013 s-a transformat divizia în Liga Națională. Și deci, Liga Națională este din ediția 2012-2013. Și a fost câștigat de Arad. Deci, Liga Națională de Basket a avut prima campioană Arad. În divizia, prima campioană a fost în 1950, nu mai țin minte cine, de o echipă din București, în orice caz. Cum mai țin minte? Păi nu, că atunci nu jucam. Atunci nu jucam, aveam 10 ani. Da. Și, apropo de sisteme, s-a jucat întâi tur-retur și se termina campionatul. Deci, practic, erau 12 echipe, 11 etape tur, 11 etape retur, 22 de meciuri. După aceea, ca să se joace mai multe meciuri, s-a băgat etape duble. Se juca sâmbătă seara și duminica dimineața. Și atunci au sărit la 44 de etape, dar după vreo 3 sau 4 ediții s-a revenit și s-a băgat acest sistem play-off, în care este foarte și este aproape identic ca la americani. E mult mai eficace decât cum e la fotbal, cu jumătățire de puncte, da. Se joacă play-out-ul, nu știu ce trage la sorți, din 10 meciuri, 9 le joci acasă și 4 în deplasare și alții joacă 5 acasă și 4 în deplasare, adică este un fel cam curios. Nu înțeleg această înjumătățire la fotbal, adică atunci de ce mă mai pui să joc tur-retur, să strâng puncte? Dar nu vorbim de fotbal. Nu vorbim de fotbal, dar și acest sistem face ca din 22 de etape să se mai joace încă vreo 10. Dacă se joacă 2-1... Practic începe alt campionat. Da. Ca să vă răspund și eu la întrebare, mi se pare cel mai bun sistem de campionat în momentul de față. Tur-retur, play-off, play-out. Mi se pare că e un număr de meciuri foarte bine acoperit și în care fiecare poate să-și exprime valoarea asta ca echipă, ca lor. Și exact. Posibilitatea de a... Exact. Că am vrut să vă întreb, oare ar fi interes? Este un și interes? Să-l salutăm pe Șoni Domocoș. Da, acolo chiar în colț. Dar trebuia să ridice după. Și cu domnul profesor Mircea Suciu de la Pecica, un suporter foarte fidel pe care îi apreciem. Bun. Foarte mult. Ce am vrut să spun? Nu cred că există vreun interes al federației pentru că s-au mărit numărul de jocuri și așa mai departe. Sau a televiziunilor, poate. La fotbal, 100% televiziunile câștigă din acest sistem. Păi aici trebuie lucrat foarte mult la marketing și la promovarea basketului feminin în România. De fiecare dată, cu riscul să mă repet, vin și spun, când mergem la sponsorii din mediul privat, prima întrebare este ce televiziune vă transmite. Și încep și spun, la Strada TV, vorbește foarte mult de noi, TV Arad,
foarte puține știri pe DigiSport, televiziunea Timișoara iarăși ne promovează prin Mihoc, da, e... și FRB TV, asta este televiziunea cu circuit național și internațional care este asigurat de către Federația Română de Basket, de mult prea puțin pentru că nu avem, și asta trebuie să rezolvăm în viitor, posibilitatea a ne conecta la sistem să asigurăm un comentator. Este destul de plictisitor, avem foarte multe semnale din partea suporterilor, nu numai din Arad, din toată țara. La emisiunile televizate, la meciurile transmise de FRB TV. La FRB, da. Trebuie creat o posibilitate. Permite federația. Sigur că da, trebuie să facă, să permită treaba asta. Păi, dar te uiți la un meci la... Pe mut. Da. Unde la suntem? La un moment dat era Timișoreanu. Florin Mihoc, da, transmitea pe Interfele Timișoara. Când asta se jucau în Europa cu Oman. Dar trebuie să fie un campionat echilibrat, să aibă un impact social major printr-un public atrăgător pentru a obține multe vizionări. Nu transmiți pentru 2000 de oameni, să zicem așa, în toată țara. Și unul care totuși se pricepe și la basket, la sportul pe care îl transmite, nu? Da, eu zic că din punct de vedere al... Prima dată când a vrut eu să transmit și am zis gol, dar nu era în direct. S-a rămas în... Da. Zic, da. Ce ai vrut să spui? Eu zic că Aradu chiar este foarte conectat la basketul feminin. Se vede și prin prezența și Aradu și Sfântul Gheorghe și Târgoviște înainte, acum au această situație. Nu am văzut în alte orașe din România, în afară de, în momentul de față, Arad și Sfântul Gheorghe, Sfântul Gheorghe și Arad, care să umple sala. Sfântul Gheorghe nu prea umple acum ca o sală mult mai mare, pentru care în basketul feminin le dă clasă la toți din punct de vedere al infrastructurii sportive și au creat un complex sportiv de invidiat în toate sporturile. Se are o sală polivalentă în care există două săli de sport în aceea sală, una în care poți acoperi 4.000 de spectatori dacă se trag și tribunele de sub... Hai să vorbim de noi. Dar te uiți în curtea vecinului și te doare. Da, într-adevăr. Ne dorim ca în curând, sala noastră arată foarte bine, am adus-o la un nivel cerut de FIBA Europe, o trebuie să aducem niște standarde. Suferim și parchetul că a fost vopsit, arată frumos până se duce vopsea. Avem nevoie de tabele actualizate, ale nu sunt conform standardelor. Și dar și pe aia s-a greșit acum că n-au pus puncte, două puncte la noi la o fază. Da, s-a reparat imediat. Da, s-a reparat. Bine, asta e inevitabil. Cine nu muncește, nu greșește. Da, tocmai de aceea Andreea Vlasa a venit cu câteva propuneri foarte obiective și cred că le vă punem... Să specificăm că Andreea Vlasa este directorul de presă la voi, nu? Da, este director sportiv la echipa noastră, care din afară nu îi se părea foarte greu, cum de fapt și la unii alții nu le se pare. De multe ori pleacă cu senzații de rău de la servicii leșinată, domn profesor care zice iară leșină Andreea. E foarte, foarte, foarte mult de muncă ca să pui lucrurile la punct, să-ți funcționeze un sistem până ajung fetele în scenă, să vină spectatori în tribună, să se bucure de spectacolul lor, să spună ele. Eu, probabil știți, sunt și rezerviți în armată și chiar am o experiență și cu militare din sistemul... Subordine. Așa, și știu ce viață duc ele. Să știți că nu o viață ușoară. Se trezesc dimineața, o viață foarte ordonată în care trebuie să mănânce, merg la antrenament, vin înapoi la masă, program refacere. De somn, refacere, din nou antrenament, nu au voie să facă ce își doresc ele, pentru că atunci nu mai există performanță. Libertatea este destul de îngrădită și au niște reguli ce trebuie respectate, că altfel nu rezistă nivelului în care să participi în atâtea competiții. Vă lase brandis cafea. Mai evadează. Mai avem puțin. Trebuie să mai dăm și un premiu. Da. Vreau să spun că primul premiu, prima care a câștigat, Cosminu Scoș, va avea posibilitatea să aleagă care dintre astea două premii să le dăm noi. Prima, că n-am specificat pentru care. E regulă, sigur. Frumoase amândouă. Haideți să vă pun și întrebarea a doua. Și
după care o să venim, să, dacă mai avem timp, să rugăm pe Marcel să ne explice de ce a fost suspendat, că nu mai stă pe bănci și să ridice acolo mâinile în sus. Bun, întrebarea numărul 2. De, atenție, conform regulamentului, jucătorul care obține două aruncări libere de un punct, fiecare, este obligatoriu ca acesta să execute cele două aruncări. Deci, conform regulamentului, jucătorul care obține două aruncări libere de un punct fiecare, este obligatoriu ca acesta să execute cele două aruncări, nimeni altul. Întrebare, ce se întâmplă dacă acel jucător este faultat grav și nu mai poate continua jocul, deci nu mai poate executa cele două aruncări? Mai citesc atât, ca să știți. Deci, conform regulamentului, jucătorul care obține două aruncări libere de un punct fiecare, este obligatoriu ca el să execute cele două aruncări. Întrebare, ce se întâmplă dacă acel jucător este faultat grav și nu mai poate continua jocul, deci nu mai poate executa cele două aruncări? Bun, până atunci mai accept tu să ne... să te gândești la... Toma Andreea, vă felicit și voi susține mereu. Sportul înseamnă bucurie, prieteni și atmosferă frumoasă. Am vrut să nu spun eu, dar trebuia măcar tu, Andreea, că te-am ajutat să pui și reclamele pe tribuna mea cu o oră. Andreea este sufletistă și este alături de echipă și la bine și la greu. Și, da, sunt foarte mulți la fel ca și ea și... Da. Deci, de ce nu mai stai pe bancă, Marcea? Eu știu acum, dar spune... Vreau să văd cum e în tribună. Hai spune, ce s-a întâmplat? Păi am fost suspendat în prima fază pentru turneul de la U13 de la Târgu Mureș. Am fost cu echipa mică, noi avem și Academia de Basket, în care avem o echipă de U13 extraordinar de frumoasă, cu un grup minunat și cu părinți excepționali în jurul lor, chiar și Cristi știe, face parte dintre părinții de la copii de la Academia noastră și la Târgu Mureș, bineînțeles, cum sunt eu așa de pătimaș. Coleric. N-a fost domnul profesor lângă mine să mă calmeze. M-am făcut un lucru nesebuit, am intrat pe teren în fața arbitrului la un metru și am spus că nu e posibil să fluiere așa ceva. Și am mai dat o dedicație, după care m-am întors și am... Deci pentru dedicație ai fost... Nu pentru că... Dar nu, poți să și reproduc aici, că nu a fost o înjurătură. Dacă îți dau una meclă, atât am spus. Da, amenințat. Nu știa ce e meclă, după aia m-a întrebat că ce e aia, că la noi se folosesc. Și a fost... Nu e frumos să spui asta, m-am cerut scuze. Cât ai luat? 5 luni și 2000 de euro în prima fază. Euro? Dar la noi există euro? Plătești amenzi în euro? Da. La cursul zilei. Și? După care am făcut recurs și mi s-a redus la 2 luni și 1000 de euro. Problema e că noi nu găsim modalitatea de a plăti 1000 de euro, că nu-i plăcește clubul și atunci o să trebuiască să-mi eșaloneze. Ai făcut contestație. Am făcut contestație și s-a redus. Și mai poate face una. Nu, că este definitivă și revocabilă. Pare rău pentru ieșirea respectivă. Am primit un răspuns și cred că ăsta este bun. Marius Baliga spune, cel care intre de pe bancă el, adică înlocuitorul acelui jucător, el aruncă. Corect. Soțul lui Melinda, corect. Corect, bine. Deci, cu Baliga Marius și cu Cosmin, dacă rămâne, după ce verific, Cosminuț Coș. Păi am mai câștigat Cosminuț Coș la mine, parcă la noi la emisiune, un premiu. Marian Sfârghiu, nu știu cine este, dar o să dau de dinsul. Da. Bun. Marian este tot așa o persoană apropiată care lucrează foarte mult în jurul echipei și îi mulțumesc public pentru că el a fost persoana care ne-a ajutat și a dus sportivele noastre la aeroport. Eu plecând din nou cu echipa mică, n-avem angajați care să ducă sportivele și el ne-a ajutat, pentru care mulțumesc. L-a dus și pe antrenor până în Serbia cu mașina, ca să știm. Felicite. Voluntar. Bun. Voluntar și pe gratis. Vedeți, avem și oameni rapide care... Câteva cuvinte la final pentru cine... Mulțumim că ai vorbit mult și ne cerem scuze. Am zis-o ca imagine. Da. Vreau să mulțumesc pentru invitația. Și celor care doresc să apuce de basket, este un joc frumos. Hai că spune o cuvinte. Da. Vreau să încurajez
Acest sport, jucătoarele care s-au înscris la Academia noastră din Arad, chiar vin într-un număr destul de mare și la meciurile noastre să ne susțină. Vreau să mulțumesc publicului pentru toată susținerea din acest sezon și sperăm ca următorul sezon să ajungem acolo sus și să îi facem fericiți, așa cum își doresc. Urmează să... Negociați contract. Pe un an se face un contract? Da? Pe cât vrem noi. Pe cât vrea ea. Nu, dar era o întrebare, scuză-mă acum, chiar te întrerup. Era o întrebare pentru Marcel. Pe cine aveți în vedere să mai aduceți, să îmbunătăți sau să plece transferări? Păi trebuie să primesc lista de la antrenor și atunci vedem. Încă nu am discutat. Deci mai este loc pentru încă o emisiune, nu? Mai este loc pentru încă o emisiune. Domnul Tinerel? Și să vedem după calcule și eu știu anticipări, să vedem cam pe ce buget putem să ne bazăm. V-am spus, cu toate greutățile care au apărut, inflație, mărire de impozite, plus alte chestii. Și atunci vom anunța și obiectivul echipei. Mi-am adus aminte că nu l-am mai văzut pe cel care vă pregătea fizic, pe Mânerean acolo. Păi el era la echipă. Chiar și astăzi am vorbit, sigur că da, Mânerean face parte din pregătirea noastră. Da, dar se potrivea, era și el, avea multe alte activități, el nu se ocupă exclusiv de echipa noastră. El are... După părerea fizic nu aduceți rău, fizic. Da, finalizări și la apărare acolo. Păi cine nu muncește, nu greșește. De ce faci scos sunetul la care tu și cu... Avem o înțelegere între jucătoare și asta le încarcă. Cred că a pornit de la... Nu de la Green, de la Trinity. De la Trinity. Și de la noi și Iva și Andreea și... Ne-ar place ca acest sunet să fie preluat de către tribună. Chiar ar fi o... Chiar am fost la un... Chestie personalizată. Deci în acest weekend, două zile, și are vreo patru păuni. Și nu, e seara să urcă sus să doarmă undeva și exact același sunet este. Credeați că suntem noi acolo? Da, așa strigă Marcel. A zis Marcel, numai cine nu muncește nu greșește, greșește, zise cocoșul, dându-se jos de pe rață. Dar trebuie să-ți spună domnul să Da. Bine. Deja Baliga Mare strigă ou! Bun. Vă mulțumesc foarte mult. Trebuia să... Uite, am și depășit 5 minute ca niciodată și fără să anunț partenerii noștri de la început, dar ei să știu că sunt aici pe marginea printre care și FCC Basketul avea Arad. Sunt pe marginea ecranului cu siglele. Vă urez mult, vacanță plăcută, vor intra în vacanță? O parte, nu. Vrem să... Când se va relua campionatul? Pregătirile campionatului? Păi suntem încă în pregătiri, pentru că trebuie să participăm până în luna august la competiție de 3-3. Afară, în sală... Cupa României, Liga Națională, outdoor, indoor, toate lucrurile astea trebuie continuate. Pentru că 3-3 e sport olimpic. Vă doresc multe baftă și spor la treabă și să fiți sănătoși. La fel. Mulțumim doar, stimați respectatori și dumneavoastră, și vă aștept, nu știu dacă de mai vorbesc cu Cristi Vărea și vom avea o emisiune în direct sau poate una înregistrată, vedem, vă anunț eu prin promo, dar acum sărbătorile de Paști, de 1 mai, 23 august, asta și mai fi, vedem până atunci. Oricum vă mulțumesc pentru că ați participat astăzi în număr destul de mare, după câte văd eu aici sus pe ecran, și vă dau întâlnire la următoarea emisiune de priza de sport. Numai bine! La revedere! Mulțumim! Fiecare dintre noi e o planetă construită din 37 de triliarde de celule. Că ești planeta Paul, băiatul de zahăr, sau planeta Ligia, fata cu sânge rece în orice situație, corpul tău conține tot 65% oxigen și 18,5% carbon. Ai tot miliarde de celule albe care luptă împotriva infecțiilor. Iar atunci când corpul tău pierde fosfor, ai aceleași reacții de anxietate și lipsă de poftă de mâncare.
Fiecare dintre noi e o planetă necunoscută pentru noi înșine, care are nevoie să fie descoperită și înțeleasă. Vino în laboratoarele și clinicile MedLife. Când știi ce ai, știi ce ai de făcut. Nu te lăsa descurajat de greutățile acestei perioade. Intrăm din nou în normalitate, cea în care tu îți creezi viitorul. Iar noi te așteptăm în Universitatea de Vest Vasile Goldiș din Arad, pentru a-ți transmite cunoștințele de care ai nevoie în medicină, farmacie, stomatologie, drept, științe economice, informatică și inginerie, științe socio-umane, educație fizică și sport. Intră pe platforma admitere.uvvg.ro și alegeți viitorul. Universitatea de Vest Vasile Goldiș din Arad. Studiază, excelează, inovează.